un pod pietonal din oțel și sticlă din Georgia cu un bar în formă de diamant suspendat peste un canion are tot ce trebuie pentru a deveni un magnet pentru turiști. Nu doar priveliștea, ci și podul este spectaculos. Podul care atârnă deasupra canionului Dashbashi are 240 de metri lungime și este suspendat peste o prăpastie adâncă de 200 de metri. Grupul de investiții georgiano-israelian CAS a avut nevoie de 3 ani pentru a construi podul, care a costat aproximativ 37 milioane de euro. Investitorii speră că această nouă atracție să aducă mai mulți vizitatori în rezervația naturală Țalca, unde se află podul. Atracția principală a podului este barul pe mai multe niveluri, care ar fi cea mai mare și mai înaltă structură suspendată din lume. Construcția a fost înscrisă la Guinness World Records. Pentru cei în căutare de senzații tari, o tiroliană merge paralel cu podul din Georgia.